Bună ziua, suntem la 27-a zi de lectură a cărții Giurile din Neamul Lupilor. Vă doresc o audiție plăcută. Într-un final, și-a ridicat sacul de dormit și-a rupt o fâșie din pielea cea nouă. Și-a scos acul și, stâns jos cu picioarele drepte, în felul în care stau femeile schemoase, a început să coasă. Un leming a traversat în fungă un pietic cu lichen. Fata s-a oprit din lucru și a privit cum micul animal a lipit cuibul rotund în niște iarbă. O mișcare i-a atras atenția, așa că s-a uitat în sus și a văzut o nevăstuică spălându-și burta de cealaltă parte a colinei. Blana cea nouă, albă, îi apăruse sub formă de pete pe spatele auriu. Și-a terminat toaleta, iar când s-a așezat, a dispărut sub lichen. Ești micuță, a spus ea. Ea și-a zâmbit. Un nou ciclu începea. Animalele care vânau lemini se întorceau și ele. Miac și-a pus sacul deoparte, a rulat sacul de dormit într-un sul strâns și l-a legat la baza rucsacului. Apoi și-a luat oala și piele pe care dormea, uluoul și cuțitul bărbătesc, oasele și florile, le-a împachetat. A făcut o chingă nouă din piele de caribou ca să poată târî după ea și a alenat pietrele indicatoare după un timp înghețat prin depărtare. E vremea să plec, a spus ea și s-a îndepărtat fără să privească înapoi. După multe ore și-a deschis rucsacul și-a întins pielea și a scos o fâșie de carne afumată. Un iepure sălbatic a țipat, recunoscând strigătul de moarte. Miax a luat bastonul și a fugit să ia iepurile de la ucigașul lui. Mergând în jurul unui pietic de iarbă, a dat peste un gluton uriaș, regele familiei de nevăstuici arctice. El și-a ridicat încet capul. Glutonul avea o constituție joasă, iar labele lui puternice din față erau aproape la fel de mari ca mâna unui om. De-a dreptul neînfricat, a privit-o direct în față. Marș, a spus și a sărit la el. Glutonul a lăsat iepurile și a venit spre ea. Ea a sărit în dărât și și-a ridicat bastonul. El a sărit ușor într-o parte, a mărăit și a plecat agale. Cu mare grijă, Miac s-a apucat iepurile. S-a întors și a zbucit-o spre tabără. Neînfricarea glutonului i-a dat fiori, aruncând în garabă iepurile pe pielea de caribou, pe care o dora tocmai pentru un astfel de scop. A continuat să meargă. O rândunică de mare a trecut în zbor și a scos tendulul o busolă și a îndepărtat mâna sub pasăre și când, cu voce tare, a mers cu pașii mari spre Point Hope. L-a pus, norii erau întunecați, cu conturi moi, ca niște urși. Se putea că ei să cearnă 30 de centimetri de zăpadă sau să fie doar o fulguială. A stăpat un adăpost cu stălui ei bărbătesc în lateralul unui dâmb, înghețat și a împăturit pielea de pus pe jos sub forma unui plic. Și-a împins-o în peștere. Cu tipăcie și-a îndestat sacul de dormit din piele în plic, apoi s-a dezbrăcat, s-a coibărit în blană, iar când fiecare deget de la mâini și de la picioare a fost cald, a privit cu atenție afară din vizuină. Cerul s-a întunecat, norii au coborât, iar vântul bătea ca un ren care se năpustea la tine. Mai puțin de un minut, n-am mai putut vedea altceva decât blana din jurul feței. Sosise zăpada. Cufundată în piei ca un animal în culcușul său, Miac s-a gândit la Maroc și Capu. Oare erau ghemuiți ca niște bile blăniți sau alergau voiși prin prima furtună a iernii, urmându-și simțurile spre vânt? Când s-a trezit, ieșise soarele. Cerul era senin. Doar un strat subțire de zăpadă acoperea tundra. Destul cât să fie iarna. Înainte să apuce să se îmbrace, cristalele se topiseră, toate în afara câtorva de pe partea nordică a versanților.
care prevesteau ce va urma. Miax a descălcit o șuviță de păr cu degetele, apoi s-a uitat în jur. Cineva o privea. Fugind până în vârful unui deal jos, a cercetat întinderea. Vreo 12 caribu voinici, cu gâturile albe strălucind în lumina soarelui, pășeau în depărtare, dar nu mai erau nimic altceva. A râs de ea însăși, s-a întors la tabăra ei și a mâncat o bucată de carne afumată, rulându-și pielile și luându-și rucsacul în spate. A mers la pielea de caribu și ia frâiele, era goală. Cineva luase iepurile în timpul nopții. Un gluton, s-a gândit ea, dar nu era nicio urmă care să indice în ce parte o luase hoțul. S-a învârtit pe loc. S-a simțit iar ca și cum cineva o privea. Din nou, nu era nimeni, doar un stol uriaș de rândănici de mare pe cer. Luându-se după ele cu tendulul busoră și arătându-și rucsacul, a tras de pielea de caribu și a continuat să meargă. Păsările s-au mișcat pe deasupra ei toată ziua. Mergea în linie dreaptă spre ocean, căci bălțile înghețaseră și își putea urma busola fără să se abată din drum. Când senzația stranică era urmărită, a persistat. Miax a început să se întrebe dacă nu cumva imensa pustietate o făcea să nebunească, cum le s-a întâmplat multor gusachi. Ca să țină mintea ocupată, a cântat în timp ce aduna excremente de caribou și le punea în pielea pe care o tăra. Amoroc, lupele, tu ești tatăl meu adoptiv. Picioarele îmi vor alerga datorită ție. Inima mi se va încălzi datorită ție și voi iubi datorită ție. În acea seară s-a oprit de vreme. A făcut un foc luminos și a gătit fiertura, adăugând în ea un lichen dulce din tundră. În timp ce oala ferbea și aburul plutea deasupra ei, ca un spirit cenușiu, a scos ac și ață și a reparat gaura din vechea ei mănușă. Pământul s-a cutremurat și a ridicat privirea spre doi dintre cei mai mari caribu pe care îi zărise vreodată. Putea să-și dea seama, după masivitatea coarnelor, că erau masculi, pentru că acele ale femeilor erau mult mai subțiri și mai scurte. În timp ce cei doi alergau unul lângă celălalt, licărirea coarnelor i-a spus că era sezonul de împerechiere la caribu. Când ultimul strat de pulveratic de pe coarne se duce și acestea strălucesc și clipesc, începe sezonul de împerechiere, un sezon al mugetelor și al spiritelor înfierbântate. Deodată, mascolul Alfa a făcut un cer și a venit spre celălalt. Ambii și-au plecat capetele și și-au ciocnit coarnele cu o trăsnitură zgomotoasă, care a sunat ca o împușcătură. Niciunul nu a fost rănit. Și-au scuturat capetele și s-au dat înapoi. Și-au zgălțit coarnele și-au mugit. Ciocnându-se din nou, au dat din copite, apoi și-au îndepărtat tropăind liniștiți. Miax s-a întrebat pentru cine se băteau, căci nu vedea nicio femelă. Toată bravada și farmecul păreau risipite pe albă și cer. Cu toate acestea, după ce a terminat de mâncat și a ridicat rucsacul, a tras de ranița ei împovărătoare și a înaintat, căci animalele colosale i-au spus că era în calea migrației și nu voia să campeze în zona lor de împerechiere. Departe de turmă s-a oprit lângă o baltă și și-a făcut culcușul. Nu era somn, așa că a scos osul de la pui de lupi și, ținându-l uloul între genunchi, a cioplit una dintre un dinte în pieptă. Umbre portocalii și violente s-au strecurat asupra ținutului când soarele a apus în acea seară. Ermiac s-a băcat în sacul de dormit, observând că zilele se făceau mai scurte. Vă mulțumesc pentru audiție. Ne revedem data viitoare.